ai pornit de la 0 acum 3 ani, care e suma la care vrem să ajungem? 10.000, până la eu pot. Ați observat, da? Determinarea asta cu care să răspund tocmai, mai luat prin surprindere, ok. Dar am muncit și am văzut pot. În 2 săptămâni îți fac 1.000 de euro. Da, majoritatea dintre înși sunt bolnași, uite la ochii lor. Noi toți ne confruntăm cu dureri de cap, dureri de spate, oboseală. Dureri de bani, nu dormim, dureri de nu tăcele, uite. Și... prima procedură sunt cazuri, că ei spun, nu știu ce mi-ai făcut, dar eu mă sunt mai bine, eu am dormit noaptea, se închepă și vin. Și mi-ai dat așa o putere. Și eu pot, dar eu atâtea eu oameni fericiți fac. Mesia, știi? Ridică-te și mergi. Atâția oameni fericiți am făcut. Același mentorat. Este un om care te ghidează și îți dă un șut la momentul potrivit, da? Același upgrade. O palmă mai mult. Da, o palmă am primit-o la momentul potrivit. Mult contează să ieși în public și să spui ceea ce faci tu și o faci bine și ești un specialist bun. Ce nu înțeleg ei și deși la tine sunt clienți, chiar dacă trebuie să-i duc și la dânșin. Salutare, dragi prieteni! Astăzi avem o discuție despre o nișă de business, despre un domeniu care pentru foarte multă lume înseamnă mai mult lucru, prea mult lucru și prea puțin bani. Dar există și excepții. De obicei, excepțiile sunt cei care participă în programele noastre de mentorat, pentru că acei oameni știu ce trebuie să facă ca să facă rezultate. Și astăzi vom vorbi despre nișa masaj. Și cu această ocazie vreau să o invit aici în față pe Alina. Te rugăm! Salut! Salut, Alexandru! Eu între timp o să iau niște detalii. Alina, da. Vârsta? 35. 3 ani. 35. Așa. Da, nu, îmi părea, nu știu de ce mă așteptam eu la o cifră mai... La băieți era invers, dar la fete trebuia să fie mai mic, îmi părea undeva 25, dar... De cât timp faci masaj? 3 ani. 3 ani? Mai mult de 3 ani, da. Ok. Dacă faci de 3 ani, noi avem 3 puncte, A, B și C. Ai pornit de la 0 acum 3 ani? Da. Acum media cât e? Acum 2,5-3 aproape. 2,5-3. Hai să fie 2,5. Care e suma la care vrem să ajungem? 10.000. Până la sfârșit. Eu pot. Ați observat, da? Determinarea asta cu care să răspund. Tocmai m-ai luat prin surprindere. Ok, 10.000, îmi place determinarea. Și mi-ai spus că tu, ce? Poți? Da, eu pot. Bine. Ca să facem ăștia 10.000, presupun eu, sunt niște provocări. Care sunt ele? Pentru moment vreau să încarc agenda fetelor, pentru că prin încurajarea ta, de când sunt mentorat, am înțeles că eu atât de bine fac lucruri și agenda fetelor vreau să o încarc. Da, dar câți fete ai acum? 2. Plus 2. Da. Tu și mai sunt încă. Da, bun, altă provocare care ar fi? Încă un salon. Încă un salon. Da. Plus un salon. Ok. Ce încă ar fi? Și la fel, agenda plină a fetelor care o să fie la salon. La salon. Da, la salonul în care sunteți acum, sunteți 3? 3. Și încă într-un salon o să mai fi încă plus câte? 3, spre spunem. Ok. Și în cazul dat, agenda la aceste fete. Din punct de vedere tehnic, la moment, care sunt provocările pe care le ai? Marketingul, că vrem să încărcăm agenda, ok, dar tehnic vorbind, care ar fi? Doar munca mea și dacă m-aș dubla pe mine, pentru că... Dacă te-ai dubla pe tine, pentru că să poți să faci la... Da. Lucrul pe care îl faci. Da. Spune un pic despre masajul pe care îl faci sau cum ai, în general, cum ai pornit în nișa asta. Așa. Uite, cu 3 ani în urmă, din pasiune, am făcut aceste cursuri. Mi-a plăcut foarte mult și tot curajul ăsta de a mai studia, am văzut că atât de mult
clienții sunt foarte mulțumiți. Tratez multe patologii, anume prin masaj. Și acum toată lumea are nevoie de masaj. Același job sedentar, aceleași încordări, dureri de cap, insomnie, de la tehnica, tehnologia aceasta, telefonie. Noi toți avem nevoie de masaj. Și eu ce aici fac, fac din atâta plăcere. Și clienții când ies din cabinet de la mine, rămân entuziasmați, îmi spun de 1000 de ori mulțumesc, mi-ai dat viață, mi-ai dat stare de zbor. Țin minte eu acum când ai intrat în metro? Un an și în urmă? Da, doi? Da, după asta, da. După asta ai născut? Da. Da, asta au fost 2 ani în urmă? Da. Tu ai intrat atunci nu cu masaj? Nu. Spune un pic despre cu ce ai intrat. Eu am intrat în construcție pentru că o chestie. Interesant. Ce faci masaj? Dar am intrat cu construcții. Acum, da. Ce să spun despre construcție? Am activat într-o companie cu italieni, fondatori fiind italieni. Am avut un job extraordinar. M-au aruncat în apă fără să știu a nota. Am avut un salariu foarte motivant, un job foarte bun. Mie tare mi-a plăcut unde am fost. Salariul motivant era mai mare de 2,5, da? Nu, pe vremea aceea era 1,5, așa, așa. Tot cu premii. Uh-huh. Dar eram cu 4 ani în urmă, nu, 3 ani în urmă, practic, uh-huh, înainte de pandemie. Desenator tehnic, inginer eram. Și cumva și gestionam careva construcții, frigideri industriale, construcții industriale. Eram responsabil atât de proiect, cât și de ghidarea construcției. Respectiv, italienii au plecat în Italia, în pandemie. Eu am rămas, dar întotdeauna figura numărul meu de telefon. Clienții mă sunau și îmi cereau ofertă de preț. Făceam singur acasă ofertă de preț. Sorry, dar tu înainte, tu în general pe domeniul ăsta ai studii? Nu, eu am alte studii. Am făcut curs. Am făcut desen tehnic și respectiv suficient ca să te bagi în domeniul construcției. Faci desen tehnic. Și nu doar, pentru că sunt am studii superioare, sunt un om responsabil și eu dacă fac un lucru, mă implic cu suflet și îți primesc. Îți primești aici. Eu nu neg asta. Pur și simplu la mine în fel de totuși construcțiile și da, totuși să faci. Ce făceai tu? În spatele meu erau ingineri, așa, care erau responsabili. Eu eram așa ca un mijloc, intermediar, exact, între specialiștii italieni. Asta e exact așa cum cei cu termopanele sau cu porțile, roletele fac intermediere, da? Tu practic luai obiectul, măsurările și mai departe. Da, le transmitem inginerilor competențe de a face proiectul. Doar comisionul. Eu salariul, dar eram foarte motivată cu italieni atunci. Asta cu italieni, da. Singură. A, singură? Da. Da, dar am rămas însărcinată și eu te-am sunat. Da, am făcut o ofertă de preț perioada aceea, am avut solicitări, funcționa chestia asta, dar când am văzut singură, atâta lucrez, fac desene tehnici, calcule cu un coleg de-al meu, în fine, am rămas însărcinată și așa am dat mâinile în jos, dar pe lângă toate, acest studio de masaj deja era funcționabil. Adică pentru mine, zic, mie mi-ajunge cât fac eu. 5.000 de lei pe lună. Da, 5.000 da, de lei. Cât făceai atunci? În jur de 5 până în 10. Dar asta rare ori când făceam 10.000. Uh-huh. 5.000, 3.000, eram fericită. În timpul sarcinii am făcut masaj facial la bebeluș. Eu până în luna 8-a, eu nu s-a văzut tare mult burta, eu m-am implicat, poate nu intră atât de mult, un client eram tare fericită. Am născut, totul e bine, am bună care are grijă de băiat, am revenit la studio, am mai făcut promoții careva, prețuri foarte mici, am luat o nișă de clienți care 250 făceam o ofertă în aprilie-mai. Și cu 250 de procedură în luna aprilie, mi-am notat în caiet și în am făcut 30.000. Și zic, eu pot, dar am lucrat peste măsură. 8 proceduri, mă duceam la bebeluș, mă duceam, am o prietenă care are salon de frumusețe și iarăși clientele ei ca o nebună am umblat și zic, eu pot, și după care ți-am mai întâmplat. Asta, dar cât aveai bebeluș? Dar cât avea atunci?
Jumătate de an, 5 luni. Jumătate de an de bebelușul, tu câte o proceduri pe zi da. Și... Da, uh-huh. da, da. Uh-huh. Da, am muncit foarte mult și... Dar știi ce m-a făcut puternică? Și eu atâția oameni am ajutat să scape de careva patologii. Veneau persoanele, veneau clienții cu sacoșa plină de investigații, analize, aparate, nu găsesc, am, cineva îmi spunea, am tumoare, nu știu ce am, mă doare tăt, nu pot dormi noaptea, mă doare cap, mă doare spatele, picioarele, ne amurțesc, toate problemele. Dar acesta este o simplu mușchi încordați, pentru că noi suntem, de felul nostru, de exemplu, suntem stresați. Deja este un factor când putem să fim, să avem mușchi spasmați și deja ne avem toate durerile acestea. Și asta e. În mai iarăși am avut agenda plină, iarăși cu 250 de lei, mi se pare că am continuat eu promoția dată. Fără așa mai puțin am lucrat. Și m-a sunat echipa, din echipa ta și m-a invitat la upgrade în octombrie. Și eu atunci m-am schimbat radical. La 180 de grade m-am schimbat. Dar în ce anume a constat schimbarea asta? Așa, am fost speaker, tu m-ai întrebat cu ce mă ocup și tu, dar deja lucrez cu 350, lucram prin octombrie, nu mai făceam promoții de date. Și m-a întrebat cât ai făcut? Da, era 2 săptămâni de o lună. 5.000 de lei. Și tu mi-ai spus, în 2 săptămâni tu poți face 1.000 de euro? Hai să încerc. Și am făcut 1.000 de euro în 2 săptămâni, cu 350, nu contează, dar am muncit și am văzut că pot. În 2 săptămâni să fac 1.000 de euro. Vrei spui că totuși era nivelul ăsta de încredere pe care l-ai, că poți sau nu să faci o sumă anume într-o perioadă anume. Da. Ok. Și... Dar care e... Ce anume crezi că te încurca până la asta să crezi că e posibil? Nu știu, mi-era frică că clientul, nu știu, că dacă ridic un pic prețul, după care din decembrie am ridicat prețul și deja aici este, mă simt altfel. Dar până atunci când, mi-era frică că nu o să vin înapoi, nu știu, ca să rămân fără clienți, agenda, a să bat vântul prin agenda. Dar mult contează să ieși în public și să spui ceea ce faci tu și o faci bine și ești un specialist bun și poți ajuta, poți trata, poți ajuta să fii, nu știu, să tratezi diferite patologii. Nu știu. În octombrie tu ai ridicat odată prețurile. Da, un pic le-am ridicat. Dar nu, din decembrie am ridicat în general. Ok, da. De la cât la cât? De la 350 la 590, de exemplu, sau altă procedură de la 450 la 790. Ok. Și s-a schimbat după ce ai ridicat prețul? Wow! Eu încă sunt entuziasmată. Eu sunt entuziasmată. Dacă mi-era frică până acum și îmi părea că 450 veneau puțin și îmi părea că am un preț exagerat, am un 790. Am schimbat în general publicul. Dacă vinea până acum of-of și mă doare și nu știu ce, acum vine un public select, cei mei buni vin, doamne, atât de fericit și atât de entuziasmați vin la mine și iese și mai entuziasmați și îmi spune, tu mi-ai descris ce proceduri, ce servicii am să primesc, dar este peste măsura așteptărilor. Sunt mega mulțumit și eu, la fel, pot să am acum și 8 proceduri pe zi. Eu rămân cu același entuziasm și cu aceeași energie. Eu așa... Eu să-ți dau acum o întrebare. Da. Pentru că sunt careva din participanții de la diferite programe de ale noastre care au ajuns până la mentorat, dar la mentorat n-au ajuns. Uh-huh. Sau au ajuns, dar n-au continuat. Uh-huh. Ei în toată viața lor au lucrat umblând cu patul în spate. Uh-huh. Nu știu dacă ai avut așa experiență. Nu. De la client la client, pe acasă, făcând serviciile respective cu prețuri mult mai mici decât le ai tu acum. Uh-huh. Mult mai mici, cam în jumătate. Și când am sugerat că trebuie să-și deschidă salon și că trebuie să facă asta deja în salon, au găsit o mie de scuze, de ce nu? Și unii din ei au început
să facă asta. Au găsit chirie și mai departe s-au început boștile de genul n-am oameni, nu-s clienți, dar dacă am smut, dacă am... Ce nu înțeleg ei, și deși la tine sunt clienți, chiar dacă prețul e dublu, și la dânșii nu. Trebuie să facem, cum ai spus tu, să ieșim în mediul online, în public, să facem reels-uri, video, să spunem lumii și să, în marketing. În marketing. Ce pot să facă? Au deja o săptămână de când fac asta. Nu, asta durează timp. Cât timp? Timp? E, tu spui, el vine la tine, tu ești deja mentor pe masajist, tu faci curs pentru alți masajiști, nu înveți doar să facă masaj, dar înveți și prunvare. Și el vine și spune, a eu peste cât timp să am deja rezultate, e că vreau și eu ca dumneavoastră, e că tu și îi spui. Dacă tu ești sigur pe tine și spui oamenilor cu patologiile care se confruntă, problemele, știu ce ai ce oferi, cu ce poți să ajuți, și să investești în marketing cu, iată, mentorul în fața mea este. Taxi bine mentor, dacă e ca la dânsă nu mergi. Investești, nu există, nu există. Nu există? Iată, eu ți-am stărât mesaje cum iată, există. Iată, cu un an în urmă, dacă tu pe mine mă întrebai, eu tot îți spuneam, dar nu risc, nu... $50 puneam în marketing, o promovare și eu puteam să n-am niciun client. Dar nu o făceam corect. Sau același... făceam imagini, puneam mult text, dar dacă știi cum, iarăși, cuvintele lui Alexandru ajung. Fiecare suntem buni în ceea ce facem. Noi trebuie să delegăm. Eu în loc să mă fi concentrat, să fac un alt curs, să fiu mai bună, să-mi iau mai mulți clienți, să prestez ceea ce pot, pentru că eu cu adevărat fac bine lucru care îl fac și dacă aș fi avut atunci de asta, loc să mai aduc o tehnică nouă, o procedură nouă, nu știu. Dar așa ce făceam? Intram în programă, știu eu, nu știu, pe unde știu, pe unde nu știu, o imagine, puneam mult text, promovam. Cine a să uite la asta? Delegarea creierii de materiale video, reels-uri, cum a influențat asupra calității clienților? Foarte mult. Mai țin eu minte că la una din ședințele la Upgrade noi discutam despre faptul că ca să iei influenceri și să prestez lor servicii, și pot spui despre modalitatea asta de promovare? Foarte bună. Am avut experiență cu... Ca și tehnică, de ce ar trebui să țină cont? Cum să facă să lucrezi? Acum să uite la tine un potențial masajist sau unul care s-ar manu mare fan și să gândești cum să lucrezi cu influencerii, care sunt pașii, cum ar trebui să lucrezi cu noi? Păi uite, influencer ce-mi place? Pentru că fiecare influencer are publicul lui. E matur, e copil, în diferite genuri. Dar vine influencerul, îi place serviciul care l-a prestat, el din suflet îți spune sau nu știu, își transmite emoțiile urmăritelor. Tu le propui doar serviciu sau și bani? Și bani. Serviciu plus bani? Da. Ok. Feedback-ul de la influencerii pe care i-ai avut financiar vorbind, l-a meritat? Da, sigur. Dar bugetul de promovare pe lună acum cam care? 1.500 de euro. Tu cheltuie acum 1.500 și faci 2.500? Da, luna decembrie am făcut 2.500. Okay. 1.500 am în marketing. Ok, 1.500 în marketing, 2.500 curat profit. Da. Bun. Astea două fete pe care le ai acum, cât îți încărcate de la 0 la 100? 10. 10%? Da. Doar agenda mea, dar sunt niște specialiști extraordinari buni și eu, provocarea mea și munca mea acum mă acces pentru agenda lor. Ok. Și ca să te accesezi pe agenda lor, asta ar însemna că tu ar trebui să generezi mai mulți potențiali clienți. Da. Bugetul de 1.500 o să fie suficient? Nu. Dar este vreun plan cât o să fie bugetul pentru luna asta, de exemplu, luna viitoare? Pentru marketing? Sau? Da, pentru marketing, ca să umpli 90% din agenda lor. Nu, haide, 2.500 sunt gata, dar în ce ușor trebuie să o luăm. De ce? De ce? Pentru că, din păcate, din probleme tehnice am pierdut patina. Acum foarte bine s-a început să rădici. Lumea a auzit de noi, de Lotus, Audi
Și cumva, iată, ieri am avut o colaborare cu un influencer și un succes foarte mare, revin, foarte frumos. Da? Da, da, da. 500. De la 70 la 500. Dar dintr-o singură promovare. Lumea ne știe. Poate noi să vorbim despre istoria asta cu pierdut pagini? Nu. De ce? E o problemă tehnică. Nu vreau să vorbesc. E o problemă tehnică. Dar eu așa-s diferitită. Eu așa-s diferitită că de la zero. Și lumea care vrea să vină și noi, eu chiar și pe pagina mea abia azi am spus. Prieteni, mi-am pierdut pagina. Cine, nu știu, cui place ce fac, să abonează la pagina mea de business. Dar eu sunt așa mai puternică. Ești mai puternic, înțeleg. Sigur nu vrei să... Nu, sigur. Da? Da. Bine. Ținesc. Pentru cei care își doresc să facă rezultate, fie de la zero, să pornească corect, fie să-și crească profiturile pe care deja le obțin din businessul lor, vă recomand programul de mentorat. Înainte de asta, ca să știu dacă vă pot duce la rezultat, ar trebui să avem o consultație 1-1, care este absolut gratuită. Link-ul găsit sub acest video. Vizionare plăcută și nu uitați să puneți un like, un share și să lăsați un comentariu. Hai să ne întoarcem un pic la agenda fetelor. Da. Crezi că plus 1000 de euro noi am putea eu să... Eu sper, nu știu. Eu asta... El lucrează la procent sau la salariu? La procent. Procent. Și cât de procent? 35%. Ok, tu te-ai schimbat... Când, dintr-un salon în altul? O săptămână în urmă, o săptămână și două zile. Tu erai în salon în care erai singură? Da. Și acum ai luat un spațiu în chirie în care deja sunt trei... Da, specialiști, da. Trei suntem împreună. Separate sau e unul cu delimitat prin ceva? Nu, nu, sunt două separate și urmează, deja am dat la comandă ca să fie a treilea, dar cu potențial de a fi pentru cuplu. Da, sunt cabinete chiar separate. Da, sigur, sigur, sigur. Ok. Marketingul ăsta care îl faci acum, din ce ai observat deja, nu generează întrebări de genul aș vrea la dumneavoastră, dar nu la altcineva? Da, este la mine, chiar și când am avut sâmbătă, am avut o consultație unei doamne ca să iei pachet, pentru că am făcut așa pachete, dacă iei 10 proceduri, cu condiția de a achita integral la... În avans. Și dumneiei, eu îi spun, de exemplu, uite, dar sunt foarte buni specialiști, i-am ales, dar eu am noroc de client și mi-e bun și de specialiști, de echipa mea. Vă pare o leac strani treaba asta. Așa e? Așa? E că te uiți? Eu sunt fericită, eu sunt entuziasmată încă. Mi-a dat așa un șut la timp potrivit. Da, asta e fain. De fapt, nu deja v-am întrebat. E că te uiți la unii oameni și atunci prieghinii tăt mergi. Am atâtea provocări. Dar eu totuși cred că asta ține mai mult de om. De felul lui de a fi și de atitudinea lui față de viață. Și eu nu degeaba te-am întrebat de conaționalii, colegii tăi de breaslă, pentru că avem mai mulți în mentorat, chiar sunt în mentorat, dar și vreo câțiva care au vrut să intre, au intrat cu jumătate de picior și au ieșit și totuși sunt buștoari profesioniste, știi? Din astea care caută, într-o săptămână el reclama, au făcut-o, dar nici rezultate. În două, eu nu învinuiesc pe nimeni, eu știu sigur că problema este în faptul că încă nu s-o copt mărul ca să cadă și să se întâmple ceva ușelă care trebuia să se întâmple și probabil eu am văzut mărul, am crezut că e copt și am început a bate cu bățul întrânsul și el a căzut, dar el e verde încă. Aici și provocarea noastră ca să putem alege mai corect oamenii care sunt gata, pregătiți, maturi, suficient de atunci, pentru că și în discuțiile pe care noi le-am avut, o durat ceva timp până te convinge că totuși trebuie să ieși pe rețele, că totuși trebuie să mărești prețul. Da. Dar diferența era este frică. Că unii tu insiști și ei văd în tine problema de ce nu au rezultate
și alții care spun, ok, eu înțeleg că eu nu fac, dar eu știu că eu o să fac și mi-asum responsabilitatea, iar când este rezultatul, înțelege că e de mult mai de mult de început. Pentru că 2 ani în urmă noi am început să vorbim despre masaj, 2 ani în urmă am început să vorbim despre prețurile care trebuie ridicate, 2 ani în urmă am vorbit despre influencer, 2 ani în urmă am vorbit despre bugete, etc. Acum, eu n-am reacționat așa. Cum am spus, un an în urmă să-mi fi spus, eu treceam pe alături, nu știu, dar parcă știi, parcă ne-ai dat un șut așa la propriu, așa o palmă, care să mă trezesc. Așa-s de fericit. Văd asta, eu asta văd. Acum, da. Acum totuși, da. Eu mă întorc la provocarea pe care o avem. Tu ai început să spune despre oamenii care își doresc... Anume la mine. Exact. Ce faci cu ei? Iau la mine, pentru că am avut chiar sâmbătă, am oferit o consultație unei doamne, i-am vândut un pachet de 10 proceduri și zic, uitați-vă, iată de luni avem liber la specialistul X. Este foarte bun, că experiență. Nu. Dar știți de unde vin mod neastră? Mie mi-a recomandat de la Botanica o doamnă și una de la Vulcan, ceva de genul. Și eu vin la doamna Alina. Cine e doamna Alina? Păi nu mă interesează. Cine e doamna Alina? Și zic, sunt eu. Okay. Și agenda e plină, da, cum fac? Vin la 8, când trebuie, seara. Nu mă interesează, eu la dumneavoastră să vin. Ok, și cum rezolvăm întrebarea cu fetele atunci? Exact. Iată, aici am o provocare care fetele au câte o procedură, maxim 2 pe zi, dar... Prețul este... e la tine și la ele același? Același, da. De ce? A? E prima. Asta e cel mai la vedere. Tu nu ai, obiectiv vorbind, tu acum nu ai de 3 ori, de 4 ori mai mult timp. Ai acum de 4 ori mai mult timp disponibil tu? Nu, oricum e agenda plină la mine. Ok. Deci tu cu agenda ta plină ai făcut 2500. În decembrie, da, curat, da, pentru că în total am făcut 4, dar 2500 am cheltuit în marketing. Ok. Apoi iată, tu acum cu agenda ta plină ai făcut 2500. Da. Dar tu vrei 10. Da. Tu de 4 ori mai mult timp nu ai. Nu. Nu ai. Și în cazul dat, presupun eu că practic limita profitului acum, fetele erau când ai făcut 2500. Nu, singur. Deci tu singur ai făcut. Singur și acum am în echipă și fetiță care duce pagina. Așa. Social Media Manager. Urmează mâine să am o convorbire cu o fetiță care să-mi ducă și să-mi fac programările pentru că nu fac față. Managerul, exact, pentru că de multe ori eu sunt în procedură, telefonul în silențiu, eu am toată disponibilitatea mea față de client și cumva când eu revin, mă scuzați, deja m-am programat la altcineva. Dar știi cine e asta? Cine s-a programat la altcineva? Potențialul meu client. Nu, a tău? A fetelor. A fetelor. Pentru că pentru dânsul, pentru clientul ăla nu conta la tine sau la... Eu nu sun la frizerul meu și spun vreau mâini la tine și el spune ocupat. Și eu spun, ei, la revedere, și m-am dus la altă frizer. Da, corect. Adică atunci când îți sună așa tip de clienți, da, tu îi pierzi, dar ei ar fi putut să fie potențialii fetelor tale. Da. Hai un pic să facem de decompoziții. Noi ne dorim 10.000 peste cât timp? Eu, la sfârșitul anului, lunii decembrie, eu vreau 10.000. Într-un an de zile. Ok, dar în luna iulie, de exemplu, cât? 7, 8, chiar și 10. Nu e o problemă să merg. Vreau câteva luni la 10. Stai care e mare diferență. Exact. Hai să vedem un pic din, dacă vorbim acum de, să facem decompoziție la ăștia 10.000. Dacă vorbim despre 10.000 de euro, dintre care tu singură poți să faci 2.500, ăștia 2.500 poți mai suma să crească, să fie nu 2.500, dar nu știu, da, 3? Da, până în 4 pot. Până în 4? Da. Prin ce? Mai mult masajul facial și eu, da, pot până în 4. Ok, deci tu aici mai poți adăuga 2.500. Da. Minunat, ne place. Deja avem acoperit 4.000. Da. Noi ne mai trebuie încă 6.000 generate de echipă. Da. Acum, dacă echipa să genereze 6.000 profit, asta ar însemna câți bani pentru tine trebuie să rămână? De pe o persoană, per zi, per un masajist. Hai să luăm doi, avem, da? Un masajist pe zi curat.
cât poate să genereze? Poate 4-5 mii de lei pe zi, poate. În total? Da. Dintre care 35 a lui și da, diferența rămâne. Din diferența care rămâne... Dar 5 e prea mult, 4, hai să fie 4 5 prea mult. Din da, 4 mii, 35 a lui, astăzi 1000 și cât? 1500, 1500, 1500, da? Da. Acum, din cei care rămân, tu mai ai chirii, da, alea, alea, alea. Da. Cât rămâne curat? Contabil. Dintr-o persoană, pe lună. Din 4000. Da, din 4000. Pe zi care el îi generează, 1000 jumate a lui. Da. Vreo 1000 cheltuielile tale sau mai puțin? 1000. 1000 și rămân? Cât? Încă 1000 jumate. Nu, 1000 jumate, da. 1000 jumate, cu 1000 jumate și cu 1000 și 4000. Încă 1000 jumate. Deci 1000 jumătate generează un manager pe zi. Da. Înmulțit la 2, 3000. Uh-huh. 2 manageri, 2 masajiști, 3000. Da. 3000 înmulțit 3000 de lei, asta sunt 150 de euro. Da. 150 de euro înmulțit la 20 și câte zile lucrătoare. Sâmbetele se lucrează? Da, se lucrează și duminicile, fetele, când și cum. Și duminicile încă. Hai să fie da, doar lucrăm 25 de zile. Mulțit 150 la 25 câte? Îi iei de un calculator. Mulțit la 25. Cât? 7500? 150 la 25. 3750? 3750. Deci nouă, doi manageri, dacă se lucrează foarte hărnicuți, da, 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 fiecare zi, 25 de zile, da, stabil, da, maxim ne pot genera profit, am scos deja cheltuielile, da, maxim ne pot genera profit de 3750, 4000, dar nouă ne trebuie 6. Da. Adică ne mai trebuie încă 2000. Da. Cum am spus, eu vreau încă un salon. Da. Ok. Încă un salon presupune chirie. Da. Cheltuieli, de marketing inclusiv, etc. Hai să fie toate cheltuielile, chirie și tot ce am mai calculat o să scoată și tu o să mai ai încă o echipă care o să mai genereze încă 3000. Da. 3000 și de aici, cu 3000 și de acolo, tu o să ai acolo 6000 media, uh-huh, gros și atâi o să mai ai încă 4000 ca să ajungi la 10. Da. Exact, asta vreau să spun. Acum noi vorbim despre cât de încărcat o să fii tu ocupată ca specialist. Că scopul nostru, de fapt, nu este ca tu să fii în lucru. Scopul nostru e ca tu să faci bani și mai poți să faci management. Pentru că atunci când ai deja două saloane, asta presupune da, coordonare. Asta da, înseamnă să te uiți ce se întâmplă pe marketing, să vezi ce se face pe vânzări, să vezi cât de bine se prestează serviciile, achizițiile să le faci pentru saloane, corect, de materiale, de etc. S-ar putea ca aici tu să nu poți să faci acele 4.000 și da, dar să le faci tot 2.000, chiar dacă faci acele servicii scumpe. Și aici următoarea ta provocare în cazul dat o să fie să vezi cum din acele două saloane, care o să fie câte două, trei fete, uh-huh, trei aici și încă trei poate aici pe lângă tine, care o să fie așa un fel de VIP, să poată să genereze acel maxim posibil din cifra asta pe care noi o desenăm acum. Dacă tu nu te uita un pic la business-ul ăsta deja ca specialist, uh-huh, dar ca antreprenor, uh-huh, ce părere ai despre aceste 10.000? Hai să presupunem altfel să te întreb. Da. Tu nu poți să faci masaj. Uh-huh. Cât de real este până la anul nou să faci acești 10.000 de euro pe lună? Este real. Ce o să faci pentru asta? Încă o rețea, probabil. Dar două poți, nu știu, serviciile, ca, serviciile și să fie mai complexă. Aceeași împachetare, aceleași, nu știu, aceleași aparataj. Ceva, trebuie să aducem o tehnică mai wow pentru... Că cu cât mai mult costă serviciile, cu atât da, nu știu, salari. Dar unde îi găsești așa buni oameni, specialiști? În sens, cum îi găsești? Am plasat un anunț, după care am fost la convorbire și am ales. Ok. Mulți m-au contactat foarte mulți. Da?
Da. De ce da. Așa? Problemă în piață? Crize de probabil, lucru? Probabil. Sunt mulți specialiști care m-au apelat. Dar am ales cei mai buni, cu experiență, care mi-a plăcut. Mai întâi am testat pentru mine, pe mine, masajul, tipul de masaj. Mi-a plăcut tehnica. Normal așa să fii director de... Și servicii să mai poate presta să testez cu tine. Mi-a plăcut tare mult tehnica. Aha. Da, pentru că mult contează. Nu doar netezeală, cum se spune. Un masaj de calitate terapeutică, care doar prin masaj terapeutic putem trata diferite patologii. Și pentru mine a fost foarte important ca să am în echipa mea specialiști buni, eu să nu dezamăgești, nu doar la cantitate, eu vreau la calitate. Și entuziasmul ăsta și am ales oameni calzi. Iată, eu fac lucrurile din atâta plăcere, din atâta entuziasm și eu pur și simplu savurez. Eu chiar și a 8-a procedură. Eu același entuziasm la am. Eu, să fii terapeutic, tot terapeutic. Iată, energia asta eu o transmit. Și clientul simte. Și exact în echipa mea am avut nevoie de asta, așa ceea ce am căutat, am găsit. Și așa că calitatea la noi este calitate. Și echipa mea e cea mai bună. Cum mă nervează entuziasmul. Da, așa e tare un ochi un pic. Așa. Da? E pre... Da, 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 parcă e... E așa-s diferitită. Zumbatul alea că... Așa-s diferitită. Știi, chiar-s fericită. Vine lumea de la telecentru. Da, 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 da. Da. De la telecentru sau vine de la Dumbrava. Chiar o doamna Ecaterina, acum am terminat... 10 proceduri. După procedură, dumneie, eu intru în cabinet, ca să-i spunem la revedere, să achite dumneie, ea de 3-5 ore spune, Dumnezeu, strimați sănătate, Doamne, mi-ai dat altă viață. Așa de mult mă încarcă. Anume, toată energia asta o eu. De la clienții mei, de la oamenii care vin în cabinet. Eu n-am văzut nici un om care să vie supărat la mine. Chiar dacă poate supărat, el iese zburând. Dar la nu, sincer. Dușubiez, încearcă. Faceți o programare. Faceți o programare. Păi da, faci una de test, îți place? Păi da, câte una la fiecare. Dar acum dacă vorbim despre agenda fetelor, iată luna ianuarie acum. Da. Cum o încarci? Din, cum generezi? Pentru că e clar, da. E bine că noi suntem buni și da. Clienții sunt fericiți. Cum încărcăm agenda lor? E, cum? Iată, deja din ieri am avut colaborare cu un blogger. Urmează alt blogger, mai nu știu. Care face recomandare la pagină. Da, și dacă nu, pagină, te vezi tu. Nu, am promovat și terapeutic și anume procedura Cobido facială care am făcut-o eu și cumva eu mă gândesc că următorul blogger să fac doar terapeutic. Promovare. Promovare, da. Și să nu se vadă fața ta ca omul să nu vrei neapărat la tine. Da. Uh-huh. Ok. Din promovarea pe care acum o faceți, bugetul ăsta pe care îl investești, cât este pe Instagram, cât pe Facebook, cât pe influencer? Haide, presupunem 800 pe influencer, hai să spunem, și este Instagram, Facebook. Dar e egal Instagram cu Facebook. Mm-hmm. Ok. În situația în care suntem acum, dacă fetele trebuie să fie umplute cu încă 90% din trafic, din potențial client, 80-90%. Asta o faci tot prin Facebook și Instagram? Da. Sună clientul. Acum, azi, câte proceduri au avut fetele de făcut? Astăzi, câte o procedură azi au avut. Câte o procedură, dar mâine? Tot câte una. Pentru că este un client care toată săptămâna și-a luat. Ok, de unde generăm mai mult? Tu, eu știu că până acum oferte n-ai făcut. Nu, la deschidere am făcut primii clienți minus 10%. Știu. Așa mi-a venit atunci. Nu, e cam puțin minus 10. La pachete mă gândesc poate. Nu la procedură, dar la pachet. Cine din voi a fost ultimele două luni la masaj vreodată? Cristina, o clientă.
atât. Știi ce înseamnă asta? Da, majoritatea din trânsă bolnași, uite la ochii lor. Da. Noi fiecare din... Noi toți ne confruntăm cu dureri de cap, dureri de spate, oboseală. Dureri de bani, dureri de tăcele, uite. Dar știi, vreau să spun un exemplu, dar toate exemplele acestea sunt de a clienților și ei vin și spun. Iată, mașina, dacă la noi străcă, noi găsim din pământ și ducem la reparație. Nu. Unii mașini nu este suficient doar să o alimentăm și să o spălăm, corect? O ducem la investigații, schimbăm filtrele, reparații, etc. Dar noi de oameni, de propria persoană, nu avem grijă. Și apoi se începe să complicăm patologia care o avem sau nu. De la un mușchi încordat, noi putem după asta să suferim de inimă, pentru că din cauza mușchilor spasmați nu ajunge circulația sanguină la creier, da? La propriu, să spun, pe înțeles tuturor. Și se începe alte... Nu gândesc, nu fac marketing, nu dorm noaptea, ne îmbrățește mâna, piciorul tău. Știi ce te-am întrebat despre, ce am întrebat în sală, câți din ei au făcut masajul în ultimii 2 luni? Pentru că, pe de o parte, există necesitatea, da. Produsul, mai bine zis, sau serviciu, și pe de altă parte există potențialul client. Da. Întrebare către ei, către fiecare din ei care eu aș dau în pauză, este ce te-ar face ca să vii la o procedură de masaj sau de ce n-ai venit în ultimele 2 luni sau un an de zile sau unii niciodată în viață la un masaj. Și să asculți fiecare din ei ce spune. Dacă faci asta pe 50 de oameni sau pe 150 de oameni, dar măcar și 30 de oameni, da. Notezi fiecare din ei ce răspunde. Și fiecare din ei o să aibă un motiv. Unii o spună că n-au bani. Alții o spună că n-au timp. Unii o spună că nu-i doar nimic. Alții o spună că... Și atunci din 30 sau 50 de răspunsuri, vezi care sunt cele mai frecvente și alea top 3-5 care sunt cele mai frecvente, le scoți în materialele video pe care le dai. În reels-uri sau în postări. Majoritatea clienților spun că n-au bani pentru procedurile masaj. Da. Procedura asta costă, o procedură costă cât 2-3 pizza. Sau odată stat la masă cu cineva. Dar sănătatea pe care și mai departe pornești. Sau atunci când noi spunem că nu avem timp să facem o procedură, sună straniu pentru că nimeni atunci când este nevoie să aibă grijă de mașină, nu pune la dubiu să meargă sau nu. Nimeni nu stă cu mașina nespălată o lună de zile, sau, dar când e vorba de corpul nostru și se începe a bate acolo unde doare, da, sau unde ei au convingere de ceva. Mai mult decât atât, eu cred că totuși dacă majoritatea din ei, din oameni, procedurile le iau la pachet sau altfel, din 10 pe care tu, ei, cu care interacționezi oameni, câți eu o singură procedură și atât și câți din ei eu pachet? Dar anume la mine care vin 90% iau pachet pentru că ei vor un rezultat. Eu din prima procedură eu îi spun problema cu care se confruntă de multe ori. Eu îi spun, aveți un job sedentar, sunteți contabil, dar îi mă întreb, de nu știi? Eu mă uit în stil și pentru că eu îmi dau seama sau aceeași scolioză și îi spun, dumneavoastră, nu dormiți noaptea, probabil, dumneavoastră vă doare spatele, vă doare și arăt, eu văd unde este mușchii mai spasmați, eu îi spun și da, și recomandați, iau încredere în mine și le spun 10 proceduri, eu le recomand ca un tratament, îi vin la mine 10 proceduri. Dar fetele tale ar putea să facă la fel de bine vânzarea asta? Da. Ok. Tu ai aici, de exemplu, 50 de oameni? Da. Și cu fiecare din ei, la fiecare din ei poți să le faci o ofertă. Da. Ofertă de un prim masaj care ulterior se transforme în proceduri, în pachet de proceduri, da? Un masaj pentru acel specialist, cât constituie în bani? Cât îi plătești tu? Pentru un masaj? Da. Dacă 200, de exemplu. 200? Da, ok. 200. Deci specialistul ia pentru o procedură 200 de lei. 200 de lei este 200. Da. 10 euro. Da.
10 euro, cu 10 euro să cumperi un client, merită? Da, sigur. Merită? Mai mult. Poftim? Și mai mult. Și mai mult merită, evident. Tu ai avut 2500 de euro investiți, câți clienți ai cumpărat noi? Măi, n-am mai dus numărul. Tu știi cu siguranță aproximativ câte sunt, nu proceduri câte, dar clienți. Clienți. Da, câți sunt? Haide, 15, 20. Hai 20 de clienți. 15. Dacă noi avem 15. Cu 15 clienți, noi avem 1500 de euro cheltuiți și avem 15 clienți. Cât e la noi clientul? 100 de euro. 100 de euro îți plătești per client. Acum, dacă un client pe tine te costă 100 de euro, uh-huh, dacă tu aici îi propune gratuit la fiecare dintre înși câte o procedură de masaj, uh-huh, care e probabilitatea că din ei să vină minim jumătate ulterior să iei pachet de 10 proceduri? Cine? Sau hai altfel, da, dar foarte obiectiv, foarte obiectiv acum. Dacă voi ați avea o procedură de masaj gratuit și v-ar place, toate cu unde voi nici nu știți cu ce să comparați, dar ok, de exemplu, da, sunt unii, n-am făcut în viața mea, că nu mi-a trebuit. Care e probabilitatea că voi ați cumpăra pachetul ăsta de 10 proceduri? Nu, dacă răspund cum vorbește, e liber. Acum, întrebarea este, întrebarea zero ar fi, voi ați merge la o procedură gratuită de masaj? Și la două aș merge. Întrebarea s-ar părea că e una un pic prostească. Uh-huh. Nu, de fapt. Exact. Dar eu asta aș testa acum, luând în calcul că fetele au atât de mult timp. Da. Și el 90% pentru două fete, asta e mult. Tu trebuie la ce să atragi atenția acum. Este să le faci pe ele să înțeleagă ce înseamnă acest client venit. Ele, pentru ele o să fie foarte clar. El nu lucrează gratuit. Exact. Asta e doar marketingul pe care noi îl cheltuim. Da. Doar că atunci când noi avem necesitatea, iarăși ne întoarcem la aceeași pâlni, noi avem nevoie ca ele să aibă de lucru câte proceduri pe zi? 5-6, pentru că ele fac terapeutic mai mult. 6. 6 proceduri pe zi ele trebuie să aibă. Dacă fiecare din ele au, deci hai să luăm o persoană, 6 proceduri ea trebuie să aibă pe zi. Dacă ea are 6 proceduri pe zi, dar sunt clienții care iau pachet, da, și fac de 10 proceduri. Da. De obicei de câte ori pe săptămână? De 5 ori, ori peste o zi, ori în fiecare zi. Dar pentru a obține un rezultat și de a simți rezultatul masajului, eu recomand 10 proceduri zilnic ori peste o zi. Zilnic ori peste o zi, asta ar însemna că dacă ea are 6 pe zi înmulțit la 25 de zile plus minus, 26 da, de zile să fie, câte ore de lucru are ea? 156. O persoană are 156 de ore de muncă. Dacă împărțim asta la 10 proceduri plus una gratuită aproximativ la per client, la 11, împărțiți vă rog la 11. 14 între 18? Știi ce înseamnă asta, da? 15 pe asta. Ce sunt astea 15? Astea sunt 15 clienți pe care îi poate avea o masajistă pe lună. Atât. Doar 15 clienți pe lună e nevoie pentru un masajist ca la dânsa să fie agenta plină. Mm. Dacă toți au una gratuită, da, exact, de exemplu, exact, plus încă 10 proceduri, doar 15. Asta e mega puțin. Deși e interesantă nișa respectivă, da, dacă știi cum să generezi prima corect dată clientul. Corect. Eu nu mai zic de faptul că unii din ei astăzi fac 3 luni, iar o să revină. Da, exact. Peste jumătate de an, iar o să revină. Da. Plus o să mai fie recomandare, etc. Da. Prindeți idee? Acum, întrebare. Dacă noi avem pentru una 15, pentru două, asta o să fie 30 de clienți. 30 de clienți ca să-i generez. Să presupunem că jumătate doar. Tu spui că 9 din 10 acceptă ca să vină la tine după ce au făcut prima dată, să vrei să iei pachetă, da, dar hai să spunem la ele doar jumătate ar accepta. După prima procedură să spună,
Ok, eu pachet de 10. Dacă jumătate ar accepta, asta ar însemna că nouă ne trebuie pentru 30 de clienți, nouă ne trebuie care să vină la pachet, ne trebuie mulțit la 2, 60 de clienți. 60 de clienți gratuiți. Urmăriți logica la ce vreau să spun. Tu poți găsi 60 de oameni la care să le spui poftim un voucher, veniți gratuit la un masaj? 60 de clienți înmulțit la 200 de lei, asta cât e la noi? Cât? 12.000. 12.000 de lei, asta cât e în euro? 600 de euro. Cât te-o costa pe tine marketingul ăsta aici ca să umpli fetele cu agenda? 600 de euro. Interesant. Interesant. Java David la una gratuită. Nu e java David. Noi o leacă nu întotdeauna privim lucrurile nestandard. La noi tot timpul lucrurile se privesc intuitiv, dar marketingul uneori merge contraintuitiv. Noi de obicei privim aici cât am turnat, cât s-au venit, cât s-au revenit, cât s-au răspuns, cât s-au... Dar dacă îți privești de jos și îți privești o leacă modelul de business, și să înțelegi prin propria experiență că dacă eu odată îi arăt sau el gustă din serviciul respectiv, el n-are cum să nu vină. Exact. O bună parte din oameni real nu știu cât e de fain să-ți faci masajul respectiv. Și după și tu ai făcut serviciul și ăla. Dar el nu e gratuit pentru fete și ele îl fac. Da, exact. Îl fac cu aceeași. De parcă e cu plată și cu tragere de inimă. Omul ăsta spune și ele doar trebuie să aibă scenariu. V-a plăcut? Da. Haideți să vă înscrim pentru 10 proceduri. Și mai ales luați pachetul. Eu să mă gândesc, da, el e cu reducere. Eu să mă gândesc, haideți la 5. Nu știu dacă n-am bani. Haideți la 3. Și el oricum îi vinde ceva. Și în cazul dat, clientul ăsta, noi n-acceptăm încă o dată. Noi nu vrem ca să fie, nu ne așteptăm că o să fie 100%. Nu, îmi trebuie jumătate doar de trânș să accepte. Dar eu nu cred că jumătate din clienții ăștia nu se accepte. Așa că prima mea sugestie este că dacă tu vrei să-ți încași, să testezi, asta e o ipoteză. Și eu cred că în 2 luni de zile noi ne revedem și tu vii și ne pui cifrele pe masă. Pentru că 60 de oameni la care să le dai, ți-aș sugera, știi ce? Nici să nu știu dacă să faci promovare pe online. Pentru că s-ar putea ca unii să spună... Da. Și vdrug, și fel de masaj este gratuit. Concurență. Concurența, da. Dar să iei 2-3 grupe, inclusiv din ale cele în care ești din mentorat sau din alte, din upgrade. Și la fiecare să le scrii și spui, aveți o procedură absolut gratuită, procedură complexă, întreagă, masaj întreg. Dar nu la tine. Da, nu la tine, evident. Dar cine din deși e gata să iei o procedură azi? Da, dar pentru... A? Nu, azi să o facă, azi să iei. Și fiecare din ei îți convins că mai iau pe cineva pe cine ar trimite. Pe cine ar lua. Soțul, exact. Și tu ai deja într-un singur loc numărul necesar ca astea două fete, cu ăștia bani, să fie cu agenda full. Perfectă idee. Mulțumesc frumos. Cu două fete care acum au 10%, în maxim 2 săptămâni, pentru că ei au nevoie să prelucreze ăștia 60 de clienți, ăsta 60 de ore, 60 de ore, și ele pe zi au câte 5 sau câte 6 proceduri. 6 proceduri. 60 la 6, ăsta 10 zile. În 10 zile, practic, ei pot să, dacă unii din trânși deja sunt gata după prima procedură de mâini să vină la următoarele, ele amână. Și tu le împut agenda. S-ar putea nici nu fie nevoie de toți 60 de clienți gratuiți. Îmi pui și a doilea salon. Exact. Tu deja umpli și a doilea salon sau pui specialistul, spui fetelor, mă retrag, că ai dus un alt om acolo și tu faci procedurile în altă parte. Dar după mine, iată, ăștia 600 de euro, tu îi calculezi, iată, din prin prisma gratuității. Da, noi continuăm să facem plus PR-ul, da? Noi continuăm să investim în promovare, da. Poate nu atât de mari bugete, dar noi suntem prezenți pentru că ei au nevoie oamenii de
aprobare socială, că noi suntem buni, prezenți, oamenii sunt fericiți, fiecare din clienții ăștia ne lasă câte un feedback. Da. Altfel spus, el dacă nu ia procedurile, atunci rămânem ciopțân cu feedback-ul și spunem, lăsați-ne recenzii pe Instagram, pe Facebook, undeva, dacă v-a plăcut masajul nostru. Sunt mai modest, niciodată n-am cerut. Chiar dacă mi-au lăsat feedback, mi l-au lăsat așa, fără să-l cer. Asta e fain, dar cu soviste și rușine spune marele maestru Urschi, murim de foame în ziua de azi. Și în cazul dat ar fi fain ca să-l ceri și mai ales dacă e gratuit. Adică, practic, el nu simte, dacă el îți lasă acel feedback, el nu simte ce obțin incomod, că totuși o beneficiat de ceva gratuit. Și oamenii sunt mult mai responsabili față de ce e, în ce investesc resurse de energie, timp și bani. Pentru cei care își doresc să facă rezultate, fie de la zero să pornească corect, fie să-și crească profiturile pe care deja le obțin din businessul lor, vă recomand programul de mentorat. Înainte de asta, ca să știu dacă vă pot duce la rezultat, ar trebui să avem o consultație 1-1, care este absolut gratuită. Link-ul găsiți sub acest video. Vizionare plăcută și nu uitați să puneți un like, un share și să lăsați un comentariu. 1.000 de euro. Eu cred că tu nu o să ai nevoie de mai mult de 1.000 de euro și cu același buget de 1.000 de euro, în comparație cu 1.000 jumate sau cât ai avut tu, tu o să ai unul, tu plus încă 2 specialiști, deja plin. Dacă ipoteza asta la tine funcționează și din ăștia 3 specialiști sunt încărcați cu suficiente proceduri ca să ajungi la suma care îți trebuie ție, la cantitatea de clienți, agenda lor plină, și suma de, ok, nu o să fie 10.000, o să fie 8.000 curat. Modelul respectiv lejer îl aplici pentru următorul salon. Marketingul clasic în comparație cu marketingul ăsta, multilevel marketingul exact de asta funcționează uneori mai bine decât marketingul clasic, pentru că din recomandare, prin recomandare, prin gustare de produs, prin încercare de serviciu și oamenii au mai ușor încredere. Sănătatea e și mai ușor de vândut în cazul tău. Pentru că atunci când omul simțit odată în sfârșit cât e de relaxant și fain un masaj... Chiar din prima procedură sunt cazuri că îi spun, nu știu ce mi-ai făcut, dar eu mă simt mai bine. Eu am dormit noaptea, se închipă și vin. Eu vreau să scăp de problema mea cu care mă confrunt. Mama, tata, soțul, soția, copiii, la care vor să le facă procedurile respective și atunci el spune pentru mine unul pentru, sau eu pentru mine acum nu, dar vreau să o dau pe mama sau pe soție sau pe copil că bugetul acum e mai restrâns. Sau, și atunci tu poți deja gândești pachete pentru ei în care să le fie le vinzi și altceva și au făcut clasic pe urmă vinzi facial. Da. Și au făcut clasic pe urmă vinzi în pachetare. Și, deci, cred că cel mai important la ce acum ar trebui de... De lucrat aici. Lucrat? Cum, de exemplu, am lucrat cu un influencer și din acel influencer mi-au venit doar 2 clienți. Ambii clienți au luat câte un pachet de 10 proceduri și ambii clienți mi-au adus câte o persoană. Am avut, practic, investiția 4 pachete. Investiția în acel... În acel influencer a fost de cât? 250 de euro. 250 de euro, exact. Da. 250 de euro am investit. Un client îți aduce cât în 10 proceduri? 5.900. 5.900, asta sunt 300 de euro, da? Da, da. 300 de euro. El a avut, după influencerul ăsta, 2 clienți au venit, da? Doar 2 clienți. Doar 2 clienți au avut și ei au mai adus încă... Câte un client? Tot de pachet. Absolut. Tot de 300. Și încă de 300. Da. Marele avantaj e în nișa asta de business că tu vinzi, de fapt, nu doar, chiar și dacă un singur un influencer ți-a adus un singur client sau doi, că tu ai vândut deodată de 1.200 de euro. Da. Dar 1.200 asta e la prima atingere. Pentru că majoritatea, dacă vă place odată procedura de masaj sau de ceva de sănătate, ori reveniți acolo peste câteva luni de zile, de asta e mult. În medie, clienții care își fac masaj de obicei, de câte ori pe an își fac procedura, pachetul de 10? Independent, sunt 10-15% odată la 3 luni, jumătate de an, dar majoritatea sunt bine și vin peste un an jumătate. Așa. Deci tu ai 10-15% care vin odată la 3 luni? Da, da. Încă câți din ei la jumătate de an? Tot vreo 10-15.
Sau și deja ceilalți o dată în an. Asta ar însemna că vreo 30% din clienți, minim de 2 ori pe an, vin, corect înțeleg? Da. Asta ar însemna că 30% din clienți îți fac check-ul mediu de 600 de euro pe an. Da. Dacă tu odată l-ai luat. L-ai lucrat, da. E oferit și... 30% din trânși vin aici. De ce eu lucrurile astea le spun acum pe nișa ta de business? Eu cred că nu e real, e foarte real să se facă aceste cifre, doar că focusul trebuie să fie pe două aspecte tare importante. Prima e calitatea totuși a serviciului. Da. Doi, ceea ce ai menționat la început și asta e important, dar puțin ne atrag atenție la calitatea omului, cât e de cald, cum ai spus tu, da, cât e de plăcut, pentru că el se întoarcă. Spun asta că unii din noi au mai fost pe undeva pe la masaj, dar dacă ei rece și-au făcut procedura și-au plecat, nu tu bună ziua, nu tu mai ales când dai, când mergi la tailandeză care nu înțelege nici thank you și turnă, cum îți spune acolo, întoarce de pe, dos pe față, nu există niciun contact. Eu nu pierd nimic, mă duc la ea sau la oricine altcineva. Eu pur și simplu m-am înregistrat la masaj. Dar dacă îți faci legătura cu persoana, el cu mare drag ar mai reveni să mai să beneficieze de serviciul dat. Și recomandările se duc altfel. Da. Și dacă tu pui niște standarde în salon la tine de cum ar trebui să vorbească clientul, chiar scenarii de vânzări, dacă pot să le spun așa, în care fetele cum întâlnesc clientul, ele poate sunt brave, ca specialiști sunt brave, dar ele nu spun bună ziua, ele spun bună ziua, dar uite să întrebi, aveți careva ceva anume și vă doare, întreabă asta, dar de exemplu nu au grijă pe parcurs, să întrebi minim de 2 ori dacă e tot ok, dacă nu e prea tare sau e prea încet. Sunt detalii care mult sunt contează. Necesare, da. La sfârșit să spună dacă, cum vă simțiți și clientul spune că e bine, chiar dacă poate el nu înțeles cum că a dormit, dar el își insuflă odată în plus asta. După asta el spune, haideți, este toate scenarii. La început asta, la secunda 15 și minuta 15 și asta, la minutul 30 asta, la sfârșit asta și încă și vânzarea. Vânzarea respectivă, ești bună sau nu, îți place sau nu, că tu ai spus, eu nu chiar iubesc să mă bagă în suflet și să cer de la om. Da, recenzii, da. Nimeni nu te treabă. Trebuie. Și asta nu, asta o poți face frumos. Asta nu înseamnă, ia, v-am făcut masaj. Acum, nu. E datoria dumneavoastră să dați un feedback. Nu, e necesar, e suficient ca tu să-i spui, dacă v-a plăcut, cu mare drag ne puteți găsi pe Lotus Masaj pe Instagram și să ne lăsați o recenzie sau dacă ne-l scrieți personal, o să facem prin screen, o să fim recunoscători. E că asta e partea aia dulce în care omul se gândește, cu mare drag aș lăsa. Da, da. Și lucrurile astea ulterior, evident, noi le utilizăm pentru promovarea serviciilor. Apoi, eu cred că de la agenda aproape goală care este acolo la fete până la agenda plină, este decât un singur pas. Găsirea la ăștia 30, 50, 60 clienți. Da. Și nu prin mediul online. Și nu, da, nu neapărat prin mediul online. Începe asta să o faci în grupe de astăzi, mâine. Anunță fetele că o să ai programări pentru ele. Cred că ar fi fain totuși să vezi cine e managerul de vânzări care te-ar ajuta cu programările respective. Mâine am o întâlnire. Ca să nu faci tot asta, pentru că el ar putea să o facă mult mai calitativ și mult mai implicat și mult mai responsabil. Da, pentru că eu doar printre programări, dar mie îmi place să-mi dedic timpul, îl trec frumos clientul și urmează. Și mai am și apeluri personale și cumva ignor, dacă, dar nu vreau să ignor, dar nu am fizic timp. Dacă mâine e posibil clientul respectiv, managerul respectiv să-l iei perfect, dacă nu să-l cauți repede, dar întrebarea o leacă tehnică, unde țineți clienții? Aveți CRM? Urmează. Urmește. Dar unde țineți acum? Unde? În agenda mea. Încă în agenda mea. În agenda ta. Ce frumos. Da, ne-am înregistrat stilul, dar
eu încă nu lucrez. Încă lucrez pe agenda mea. Dar de ce acolo pe stiliu? Da, acolo sunt reminder-urile? Da. Da, știu că e special pentru business, că sunt diferite opțiuni, de asta și întreb, de ce anume pe el. Managerul de vânzări, pe el o să lucrez. Da. Asta înseamnă că el o să trebuie să fie instruit. Da? Da. Dar managerul e cineva din cunoscut? O clientă de-a mea. Aha. La facial a fost. I-a plăcut din prima procedură. M-a lăsat să-i fac o poză prima și după. Ea s-a simțit foarte bine. Am zis, eu zic, eu așa de tare vreau să lucrez, poate să te ajut cu ceva și gratis. Zic, nu. Condițiile, dar ea este o doamnă cu experiență, este o... Cu experiență de viață? Nu. Manager de vânzări? Manager de vânzări. Manager de vânzări. Ok. Lucrează și cu online-ul? Da, și cu online-ul. Acum e în concediu maternitate, dar experiența e până a ieși în concediu maternitate, a lucrat manager în vânzări. Ok. De ce întreb de ea? Pentru că, în principiu, ar fi fain ca oamenii ăștia cărora tu le dai invitația, așa spus, ei se poată înregistra, programa imediat pe stiliu, da. Pe platformă, și pentru că acolo automat se vede când, cum se pot programa, da. Și ea să-i prelucreze și să le umple în următoarele 2 săptămâni agendele la cei 2 specialiști pe care ai. Și tu să duci evidența, conversia, în fiecare zi îi spun, astăzi au fost 4 din categoria asta de gratuiți, câți din ei au luat pachet, mâine au fost încă 4, câte 4, 8, câți din ei au luat pachet, tu în timp de câteva zile, dacă în fiecare zi iau câte 4-5 clienți din ăștia gratuiți, 5 cu 5, 10, 10 mulțit la 5, tu 50 de clienți îi duci în... Da. 5 zile. Într-o săptămână de zile tu prelucrezi 50 de clienți lejer, din care în fiecare zi le spună, astăzi din 5 la mine care au fost, au cumpărat doar unul pachet. Unul a spus, gândește, unul a spus, și e important statistica sau feedback-ul pe care el ți-l dau. Nu pur și simplu că el a spus că nu, el le-a propus la toți și câți din ei au acceptat, câți din ei au spus, n-am bani, mulțumesc, sunteți la șare, ne-ați făcut gratuit, eu mă mai duc și la alte saloane, sau câți din trânsi au spus, super, doar că peste 2 săptămâni că o să am salariu. Cei care nu cumpără imediat, dar totuși ne spun că o să cumpere peste 1 săptămână sau peste 1 lună, ei toți sunt buni, pentru că ei au gustat deja, ei știu ce reprezintă asta și când un pic totuși o să prind ori la bani, ori la durere de spate, o să știu unde se întoarcă. Da. Adică poate fi și efectul un pic întârziat, dar e ok. Ele oricum stau degeaba. Eu oricum trebuie să investesc în marketing. Eu nu investesc în marketing, investesc în el. Da. Preușor. Presimplu. Iar ceva aici undeva trebuie să fie ceva mai greu. Dacă, iată, din tot ce am vorbit noi până acum, cam cât, în cât timp crezi că e posibil ca să ajungi la al doilea salon? Ce, în aprilie, mai? Ok, dar ăsta pe care îl ai acum unde se află? Tocioacana. Tocioacana, ok. Și celălalt vrei să-l faci în alt sector, da. Am foarte mulți, mă întreabă dacă nu avem în alt salon. Iată, eu vă spun că eu am foarte mulți clienți. Iată, o doamnă care a primit certificat de 10 proceduri, de la Dumbrava vine. Și îmi spune, eu vin pe cont propriu peste 3 luni, dar eu vin la tine. Eu în viața mea am fost și în, nu știu, și în Egipt, și unde n-am fost și am făcut masaj. Eu așa, cum mă simt după procedurile care le-am făcut la tine, nu m-am simțit niciodată. Eu vin din capul lumii, vin la tine. Așa că aș vrea, nu știu, Buicani, ceva, sau am avut mai multe întrebări. Da, eu cred că e important acum să ai grijă de imaginea pe care o faci și de promovarea pe care o faci, pentru ca să pună focus pe salon și nu pe tine. Pe clienții salonului nostru, da, pe colegii mele care, pe
ca oamenii să înțeleagă că nu te lauzi pe tine și te promovezi serviciul tău, dar promovezi serviciile salonului și omul când se adresează poate să meargă la una din proceduri. Tu gratuit nu faci nimic, asta e clar. Tu din serviciile astea nu dai nimic gratuit. Cu atât mai mult. Fetele fac asta pentru ca să poată să ia clienții, dar aș sugera ca să le dai foarte clar scris totuși scenariul, care să-l citească odată, să-l vadă, de 3 ori să uite peste el, pentru că peste 3-5 zile, când au câte 4-5 programări, voi o să aveți ședința, el în fiecare seară o să spună cifrele, da. Câți, 5 am avut gratuiți, 1 a luat pachet, 5 am avut gratuiți, 2 a luat pachet. Și voi o să vă întâlniți peste o săptămână și o să discutați, ele să-ți spună feedback-ul. Majoritatea clienților sunt mai nu știu cum, sau unii dintre înși au spus că ar vrea, dar nu le comod locația, sau să iei totuși, oricare n-ar fi feedback-ul sau scuza potențialilor clienți, tu să-l iei pentru ca să poți ulterior să le prelucrezi, să înțelegi din cotro bate vântul. Pentru că dacă tehnica asta lucrează, Apalatine o să iasă așa încât tu poți să îți iei baza, să o umpli de clienți, fără ca să trebuiască sus decât în marketing să investești doar pentru imagine, doar pentru că suntem, dar nu pentru ca să ți-i generezi, pentru că mai bine plătesc aici 10 euro per client decât sus 100. Și în cazul dat, timpul tău o să fie mai scump, mai prețios, petrecut în management decât în proceduri. Da. Adică tu spui că eu o să fac mai pot încă 1500 să mai fac și aș mai face încă ceva dacă e posibil, nu o să fie relevant. Mai bine 3 centri cu câte 3000 de euro și să faci cei 10.000 decât... Dar eu fac din plăcere. Înțeleg, dar poți să reduci plăcerea ta la 2-3 ore pe zi, dar nu la 8. Da, asta da. Eu și 10 într-o zi când m-am uitat pentru a doua zi să mă pregătesc, 10. Ce o să fac eu? Dar mă nimeresc în așa situație când uite, eu trebuie să plec, eu nu am posibilitate, vă rog, luați-mă la 8, la 7 dimineață, 7 seara, 8, eu vin, vă rog, luați-mă. Și când mă uit, zice, dar eu am putere, nu? Dar oricum, mă încarc de energie de la din lucru care îl fac cu plăcere. Plus 20% la preț de cât este acum. Eu așa de entuziasmată de la așa putul de decembrie, cât de greu am ridicat prețul. Înțeleg, dar eu nu zic asta azi, că nu să-i sperii poate, să-ți pară ții că-i sperii, dar dacă tu acum o să umpli agenda fetelor și o să fii deja plină, și a ta e plină, și oamenii, dar o să fie tendința ca mulți din ei să vină sau să revină la tine, mai ridici încă o dată prețul. Poftim? Dacă la minim e scump. Pentru dâns contează omul, dar nu masajul. Oricine poate cânta Famarei cu Baris, da? La nuntă. Dar dacă cântă acui e piesa, e un preț, și dacă cântă Alexandru Borde, e alt preț, că eu să vezi cum ți-o cânt. 100 de euro tătă noapte repet piesa asta. Adică e despre personalitate. Da? E una că eu pot asculta piesa asta la înregistrat pe YouTube și alta când vine interpretul. Exact același lucru și aici. Ei vor, pentru că tu poți începe a transmite oamenilor că tu când faci masaj, tu de fapt ești cu energie divină legată și de aia oamenii sunt mai bine și pot să transmiți niște impulsuri și spune eu vreau la dumneavoastră cu impulsuri, dacă spune. Și în cazul dat asta e dublu, triplu, da, preț și nu e nicio problemă. Nu, altfel spus, uneori am senzația că, de exemplu, din calitatea pe care o faci tu la masaj și ceea ce faci un kinetoterapeut, Doamne ferește, nu diminuiesc din importanța sau serviciul lor, e nu e atât de radicală. Da, știu. Dar prețul e triplu. E că tu faci așa? Da, cunosc, știu. Da, dar întrebarea mea este care e diferența? În kinetoterapie și masaj? Da. Kinetoterapie mai mult sunt exerciții, da? N-aș spune. Întinderi și masaj. Și masaj. Da. Da, eu am fost la câteva kinetoterapii, la specialiști diferiți. Nu
e o combinație. Nu, e o combinație. Eu cunosc, eu am studiat și kinetoterapie câteva cursuri, adică eu cunosc elemente, eu pot, dar eu mă regăsesc în masaj. Eu înțeleg. Întrebarea mea este despre eficiență. Eficiența. Practic e aceeași. Atunci, deși eu trebuie să plătesc triplu, dacă pot să plătesc trei ori mai puțin? E despre că s-ar putea că serviciul un pic denumit altfel sau tu poziționat altfel să poți cere acei bani de care te-ai mic. Așa, abia am ridicat prețul, vă rog frumos, dați-mi voie să respir. Asta e doar ca și idee. Că nu există o limită decât cea pe care ți-o pui tu și dacă chiar ești atât de bun în servicii, cum și un psiholog ia 500 de lei și altul e 15.000 de lei și eu n-aș spune că e de nu știu câte zeci de ori mai bun procedura. Da. Este și despre cum se poziționează el. Da, valoarea, da. Valoarea, exact, pe care și-o dă. Care era treaba cu agenda? Iată. Agenda fetelor. Da, aha, era. Agenda fetelor. Dar agenda, a doua agenda este agenda la cele trei fete pe care noi le punem. Imediat ce noi umplem, nu știu dacă asta e peste 4-5 luni sau poate chiar și peste 2, imediat ce umple agenda la cele două fete care le ai acum, eu cred că tu ai putea deja să... Eu cu ce entuziasm am pornit, nu știu, mi-ai făcut un restart, dar la ușut la propriu mi-ai făcut. Eu vineam de la ședința de upgrade, eu entuziasmat încă două zile, eu așa de fericit, atâtea planuri facem, că eu pot. Și eu așa de entuziasmat și clienții tot vin. Știi când am pus primul preț și am dat, parcă mă temea, spune 590, când pot să fac o programare? Cel mai scurt timp, cel mai apropiat timp. Și când vineau și tot, wow, despați eu pachetul sau același masaj facial, terapie japoneză, masaj japonez, terapie cu vino. Extraordinar, vineau clienții și parcă ea dormeau în mâinile mele și se trezeau. Doamne, mi-ai făcut masaj la creier, m-am trezit, nu știu, atâtea feedback-uri, atât de entuziasmați, când recomandați, ce vedeți la mine, ce trebuie să mai fac, de câte ori trebuie să vin. Și independent, fiecare... Aici și mi-ai dat așa o putere. Și eu pot, dar eu atâtea eu, oameni fericiți fac. Eu mesia, știi? Ridică-te și mergi. Atâția oameni fericiți am făcut. Sunt oameni care încă, tu ești... deja poți să te consideri mentor pentru cei care vor să intre în nișa respectivă de business, da? Și sunt unii din cei care încă mai merg sau cred că dacă merg la clienți acasă, este nu că n-ar fi un beneficiu, super beneficiu, pentru unii care n-au când și nu vor să iasă din casă. Dar asta îi limitează pe dânși la suma pe care o pot câștiga. Pentru că una să acasă, să-ți vină să mergi la client și alta să-ți vină el și tu să ai din oră în oră client, 6 pe zi, dar nu 4 sau 8. Dar sau să pierzi timpul pentru combustibil, timpul tău în trafic și strâng acea masă grea. Care ar fi sugestia, sfatul pe care le-ai dat celor care încă leargă cu patul în spate, umblă cu ghemn și stem să pornească salon? Pentru că tu ai pornit cu salon și tu poți spui cu cabinetul mic și cabinetul mare. Da. Dacă ne știm a vinde produse și suntem buni în ceea ce facem, să știți că clienții vin la noi. Și ei vin pentru calitate, de fapt, și pentru... cum în cazul meu, vin de la Dumbrava, vin de la Telecentru, vin de la Ioloveni, de nu știu ce sat îmi spune, că eu vin rutiera, iată, la ora 1, putem la ora 2:30 să mă programez, să reușesc pentru mine. Wow! Vine pentru specialist. Pentru cum tu îți vinzi produsul și cum tu ești, dar în primul rând trebuie să ne păstrăm calitatea. Și când facem lucrurile din plăcere, la mine vine clientul și eu fac lucrurile din plăcere, dar ne închipui că să mă duc cu geanta greș, eu mă duc epuizată și, nu știu, mă duc obosită. Ce masaj îi prestez eu clientului dat? Eu, nu știu, cred așa. Dar când vine la tine,
tu între timp orele, timpul tău, eu întotdeauna îmi rezervez jumătate de oră între clienți ca să nu-i incomodez, pentru că clienții vor să mai vorbească cu mine și îmi spun sau ce pot să-mi propun, sau uite la mine, tu ce vezi, dar nu știu ce. Și eu și 5 minute, și 10 minute, și 15 minute, eu îmi dedic clientului, mie îmi place, eu primesc o plăcere și facem o schimb de plăcere și, adică, de, nu știu, de energie. Și respectiv, când vine un client mai devreme, eu nu pot să-l incomod. Așteptați că sunteți programat la nu știu ce oră. Nu, eu le-am mai devreme. Și iarăși, dar iată, dacă aș avea, am aceste 30 minute, eu să vrez o cafea, un ceai, dar nu îmblu cu geanta și plin de... Mi-am întrebat, dar vânzare de produs care v-ați face? Urmează. Da, urmează, pentru că eu cabinetul care l-am avut, n-am avut spațiu. Și cumva, da, când am început să fac această terapie COVID, da, eu am produse din altă calitate. Eu, în primul rând, am început acest produs, acest serviciu să-l prestez, dar cu produse de calitate, ca clientul să vină, să se simte foarte bine, confortabil și cumva cea mai înaltă calitate, să spun. Și aveam diferite tipuri de loțiune, cremă și când sculau de pimoză, și ai de vânzare, cremă de vânzare. Zic, nu, astea sunt produse pentru voi. și ideea, da, urmează. Da, ce produse o să le vinzi, că ei se poate utiliza în afară? Sau... Iată aceeași cremă de față. Eu care de... o poate după, fără neapărat procedură? Da, sau... absolut. Iată aceeași cremă de față, care eu întreb, doriți SPF? Până la ora 3 eu recomand. După ora 3-4 eu aplic cremă hidratantă. Și ei îmi spun, nu, cremă hidratantă chiar și dimineață. Wow, ce miros. Da, tu ai vânzare, dar și marcă. Nu, asta e profesională. Sau este, eu, de exemplu, aduc foarte multe produse din Italia, care nu sunt la noi. Și mă întreabă, wow, ce miros, wow, dar cum arată? Ambalajul îi urmează. Mi-a venit acum că ca și idee, ți-ar putea de găsit, dacă aici nu o să fie suficient potențial pentru gratuitate, tu ai putea să te gândești la careva parteneriate cu careva saloane de frumusețe în care există un contingent mediu plus la fetele specialistele cărora sau la salonul căruia să le dai voucher. E făcut voucher de o procedură de masaj gratuit. Mergi la acel salon. Super idee. Mulțumesc. Eu îmi imaginez. Și le dai și le spui, puteți să le dați la clientele voastre câte un voucher din ăsta pentru masaj gratuit. Fetele care merg la un salon de frumusețe de clasa medie plus, care sunt cu potențial financiar, având și un cadou, deci cadou practic, salonul ăla are un beneficiu că dă pentru clientele lor un masaj gratuit. Tu ai beneficiu că ai clientele necesare care sunt potențiale. Fetele tale deja au de lucru și nu trebuie să te rogi la cei care n-au nevoie de masaj. Deja, tu când îmi spuneai asta, eu deja îmi imaginam cu cine, unde... Unde să mă duc, ce să fac, da. Și în cazul dat, eu cred că iarăși e despre același marketing care tu știi exact cât îi costă pe fiecare client. Da. Poți să mulțești asta la 10, poți să mulțești la 100, poți să mulțești la 2 saloane sau la 12 saloane. Tu ai un singur scop, să ieși la clientul care să accepte să vină gratuit, care e mulțumit de serviciu, prima. Și a doua, să vezi care e procentul de conversie din 10 oameni care au fost la gratuit, cât vin în plată. Da. Și odată ce vine la o procedură gratuită, mulți nu-și dau seama de ce au problemele astea. Se duc la medici, se duc, cum vă spun, am avut foarte multe cazuri și nu doar un caz, multe cazuri. Vin cu sacoșa plină. A fost radiografie, analiză, tomografie, tot ce vrei și mi-aduce, eu văd scheletul, văd coloana vertebrală, bine, tu ești ok, mă uit, e ok, dă să te văd. Și când văd foarte încordați, mușchi spasmați, tocmai zona cervicală blocată, eu spun beton betonat. Și asta e doar de la mușchi spasmați, pentru că circulația. Și odată cu masajul, pornim circulația sangvină, circulația limfii. Noi, respectiv, acum, cum cu tehnologia și cu telefonia, dormim cu telefonul lângă noi la cap, noi avem nevoie, noi ne încordăm, noi alimentația dată, nu știu. Noi fiecare de noi avem nevoie de masaj pentru a ne simți bine.
putea fi... Să-ți convinge. Fetele. Da, ia te pachet. Nu mă la dânsa. De la dânsa e mai scump părerii de la de azi. De azi deja e 30% mai scump. Da, 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 ai dreptate. Și fetele, într-adevăr, trebuie să poată să vorbească la fel, dar și entuziasmul ăsta e molipsitor, eu cred. Dacă poți să vorbești, să le transmiți și lor, să mai vorbești din când în când cu dânsele. Da, eu vorbesc și ele mă ascultă și mă nici avem. Și cum așa mă simt atât de incomod, eu cu agenda plină de 8, dacă ar mai, gata, aș mai avea loc. Uite, eu te asigur, imediat ce termină ședința de astăzi, tu minim 10 programări trebuie să le ai deja pentru el. Pentru mâine și poimeni. Tu, nu? Să nu le spune că au două. Da, exact. Și mie așa nerușine să-i spun că mâine ai un client sau mâine doar două programări. Ele deja nu o să mai aibă problema asta. El nu o să o aibă pentru că tu o să le încarci atât de mult cu gratuit și imediat de acolo ele o să fie încărcate deja cu plată, încât problema asta nu o să mai stea. Tu astăzi iei de aici următorii 10 clienți. Mergi acasă, iei din grupul de Telegram, alea 2-3 care sunt de mentorat, upgrade, etc. Mâine deja te gândești, ai făcut designer de voucher și ai mers la două saloane, când fiecare zi, fiecare din salon are câte minim 3, 5, 7 clienți și clientele alea deodată o să vrei să monetizeze. Managerul de vânzări mâine deja lucrează ca să se ocupe de programări. Dacă nu facem 3 saloane până în așa o senzație că am descoperit America, da? Eu după fiecare, eu mă repet, poate, eu după fiecare ședință de la upgrade, eu așa zburam, eu mă ziceam acasă, atâtea planuri în cap, eu până la Tohatin până ajungeam, apoi eu te-am gata, eram prea fericit. Și încă două zile înțineam entuziasmul ăsta. Fain. Insight-ul pe care l-ai după ziua de azi. Wow. Ce nu-i clar aici? Insight-urile pe care le-ai prins și că ai venit cu ceva și pleci cu altceva. Da. Vrem doar să povestesc că entuziasmul meu, dar mă duc. Vreau să spun cât e de entuziasmat, dar mă duc că nu era chiar așa de mare entuziasm. E cam, da. Eu entuziasmată că, uite, de pe data de 15 am o săptămână și un pic am deschis a doua locație, fete, cimii buni, specialiști, o locație extraordinară, dar eu mă duc aici cu niște vise. Ok. Hai să-mi punem un plan totuși, dacă tot am făcut-o asta și cu colegii tăi. Când ajungi la ăștia 10.000? Acum e mai simplă întrebarea. Dacă spuneam în decembrie, noiembrie, eu cu siguranță am să fac 10.000, eu acum cu planurile care deja mi se învârtesc în cap, vorbesc, dar eu de-am fac planuri. Cu siguranță în iunie-iulie, pentru că este sezonul și eu vreau, iată acum ajung la cuvintele lui Alexandru, care până acum nu erau, nu ajungeau la urechea mea, nu ajungeau la mine până. Noi trebuie să fim buni în ceea ce facem și facem bine și nu trebuie să ne să facem o economie de a eu delegez, de exemplu, acum am social media manager. Eu atât de bine și eu privesc cu plăcere pagina mea. Eu făceam așa, luam o imagine pe internet, punem text, eu nu știam că ea nu funcționează. Sau același, trebuie să delegăm și noi să ne axăm pe ce suntem buni. Eu acum vreau să studiez o altă tehnică de masaj. Vreau să aduc ceva inovativ pentru clienți. Eu vreau să fiu mai bună. Vreau să ofer clienților ce ei sau primesc același masaj la masajul care îl prestez Cobido. Wow, de când eu așteptam? Este și la noi Moldova? Adică vreau ceva și să mă axez. Eu sunt bună în asta. Eu ofer energie, eu ofer sănătate, eu ofer ceea ce nu poate oferi altcineva. Și eu vreau să mă axez pe asta. Eu vreau să studiez mai mult. Eu vreau să ofer. Și așa că noi trebuie să delegăm și suntem fiecare buni în ceea ce facem.
și același mentorat. Este un om care te ghidează și îți dă ușut la momentul potrivit, da? Același upgrade. O palmă, da, o palmă am primit-o la momentul potrivit, știi? Eu am fost într-o perioadă, din păcate am pierdut pe cineva apropiat din familia mea, tata meu, și eram așa într-o perioadă, dar mă gândeam să repornesc mentoratul și parcă nu aveam momentul să, hai că acuși, acuși, dar de aici așa, parcă trist, m-a sunat din echipă și m-a invitat, uite, un proiect upgrade, zic că, dar eu mai am niște ședințe acolo, mentorat, spațiile mi zghet. Și mi-a spus, sigur, hai să programăm pentru următoarea ședință la mentorat. Dar zic, oi, da, și să-i spun eu lui Alexandru, tot ce și-a fost cu 2 ani în urmă, fix așa spun, Alexandru, niciun pas înainte, tot cu prețurile care el mă întreba, tu m-ai întrebat, și așa mici prețuri. Și așa vin câteodată, câte 4 clienți maxim, dacă era 4 clienți, e sărbătoare, 5, bine că când am făcut prețurile de 250, da, dar am muncit peste măsură, deja eram, visam și lucram și sâmbătă și duminică ca să obțin 30.000, acum e mult mai simplu, da, eu visam masaj, tot visam. Dar aveam scop. Acum altfel. Și vreau să spun, noi trebuie, fiecare suntem buni în ceea ce facem. Așa că eu am înțeles ce am de făcut. Alina, mulțumim mult. Și eu. Succes în ce faci. Mulțumesc. Mersi mult. Pam!